Ora 11, se îngroașă gluma în Ucraina, iar în acest moment războiul pare iminent. Întrebat dacă e convins că Putin intenționează să invadeze Ucraina, Joe Biden, președintele Statelor Unite, a răspuns ferm: da. Mai mult a avansat informația potrivit căreia forțele ruse vor alege Kievul ca țintă. Există și un orizont de timp în zilele următoare. Când i s-a cerut să explice ce motive există pentru a crede că Putin ia în considerare această opțiune, șeful Casei Albe a răspuns: noi, Statele Unite, avem un potențial semnificativ de informații. Între timp, Rusia își vede de treabă. Testează în câteva ore întreg arsenalul nuclear. Iar Vladimir Putin conduce manevrele în calitate de comandant suprem. Sunt exerciții ale forțelor nucleare ruse cu lansări de rachete balistice și de croazieră. La acțiuni va fi prezent și Alexandru Lukashenko, liderul de la Minsk. Despre ipoteze și calcule de război vorbim în continuare cu profesorul Adrian Niculescu de la SNSPA și istoricul Cosmin Popa. Sunt alături de noi, vedem materialul și revenim la discuții. Președintele rus Vladimir Putin va asista la exerciții ale forțelor nucleare ruse cu lansări de rachete balistice și de croazieră. Manevrele au loc în contextul tensiunilor tot mai ridicate dintre Rusia și Occident, provocate de concentrarea forțelor armate ruse în jurul frontierelor Ucrainei. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, îl va însoți pe Putin la exercițiul militar în care vor fi lansate rachete balistice și de croazieră. Ministerul rus al apărării a transmis că exercițiile sunt menite să testeze puterea de reacție a echipelor de comandă și control, a forțelor combatante, navelor de război și lansatoarelor de rachete, ca și funcționarea armelor strategice nucleare și non-nucleare. Forțele strategice de lansare a rachetelor numără 50.000 de soldați, iar sistemele au fost îmbunătățite semnificativ în ultimii 6 ani. În ciuda acestor acțiuni, Kremlinul dezminte că ar intenționa să invadeze Ucraina. Și vă prezint încă o dată invitații cu care discutăm. Adrian Niculescu, profesor în cadrul SNSPA. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața dumneavoastră și a telespectatorilor noștri și domnului Popa, în special colegul meu de la Institutul Nicolae Iorga. Da, și Cosmin Popa, specialist în istoria Rusiei. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Popa! Vă mulțumesc și eu pentru invitație și să aveți o dimineață bună și pașnică. Da, așa, să avem măcar weekendul acesta liniștit, deși, domnule Popa, războiul este iminent, dacă ar fi să ascultăm cu atenție declarațiile președintelui american, care, întrebat dacă urmează un atac în Ucraina din partea Rusiei, a răspuns ferm da în zilele următoare. Care sunt comentariile dumneavoastră pe marginea ultimelor declarații? Vă rog, domnule Popa. Cred că nu sunt foarte multe de comentat în, să spunem, în țiajul celor declarate de președintele american, însă este evident că lucrurile se schimbă cu o rapiditate uimitoare în sud-estul Ucrainei. Iar această încercare a Rusiei de a crea aparențele unui genocid arată că s-a intrat într-o nouă fază a operațiunii de, să spunem, de recucerire a Ucrainei. Ce este important este că tot această operetă tragică pe care o pune în scenă Rusia în cele două așa zise republici populare, și aici vă rog să observați similitudinea cu maniera de acțiune politică a Uniunii Sovietice după cel de-al doilea război mondial, fie și prin această denumire de republici populare, este că foarte mulți din foarte multă lume din aceste două republici își dorește practic să se mute în Rusia. Crearea lor a însemnat suspendarea celor oameni între două lumi. Ei practic nebucurându-se de drepturile niciuneia dintre cetățenii, fie acelei ucrainene, fie acelei rusești. Iar acest exod este, dacă vreți, sigur, întâmpinat cu o oarecare aprobare de populația acestei țări, care îl tratează ca fiind, să spunem, o delimitare finală de statutul incert pe care l-au avut până acum cetățenii acestor două enclave.
Da, domnule profesor Niculescu, revenind la declarațiile președintelui american Joe Biden, Putin s-a decis cu privire la invazia rusă în Ucraina. Potrivit Statelor Unite, forțele ruse vor alege Kievul ca țintă. De unde sunt aceste informații atât de sigure? Pentru că avem, iată, și un orizont de timp. În zilele următoare au mai fost avansate astfel de termene în speranța că devoalarea planurilor îl vor face pe Putin să se răzgândească. Vor reuși americanii să facă asta și de data asta sau acum lucrurile sunt irreversibile? Dacă ne uităm pe hartă, o hartă a regiunii, a Republicii Bielorusia, eu îi spun Bielorusia și nu Bielarus, că asta este în limba lor, dar se numește Bielorusia, franțuzii tot Bielorusia o numesc, Bielorusia și Ucraina au o zonă de graniță extrem de apropiată de capitala Kiev a Ucrainei. Sunt circa 75 de kilometri. Deasupra Kievului este o zonă lungă de graniță cu Bielorusia. Și atunci este clar cu acele 30.000 circa trupe rusești care sunt în Bielorusia, nu în Bielarus, cum se spune, acolo este, asta e pe limba română, acolo e o zonă în care pe la Nipru, aproape de Nipru, putem vedea, e o zonă în care se poate interveni foarte ușor, deci în concluzie ar putea să fie atacat Kievul, deși mie mi se pare o opțiune extrem de riscantă, adică mi se pare kamikaze, nebunesc din partea lui Putin, să atace Kievul. Totuși, iată, ambasadele principale s-au mutat la Lviv, da, Lviv pe limba lor, Lviv în limba noastră, s-au mutat la Lviv și ambasada britanică ieri, acum câteva zile ambasada americană. Deci este un, să vize, o acțiune semnificativă, dacă ar fi să înțelegem acest posibil atac asupra Kievului, care mie mi se pare absolut nebune. Să nu uităm că din partea de est a Ucrainei, adică de la Donetsk, Lugansk, din zonele acelea ale Republicilor Populare, cum spunea domnul Popa, distanța e mult mai mare, cred că sunt, nu știu, 1000 de kilometri, ceva de genul acesta, dar acolo din Bielarus, care Bielarusia asta care acoperă practic Ucraina până la granița poloneză, este foarte posibil și este plauzibil să se întâmple așa, deși mi s-ar părea absolut incredibil, adică poate la limită anexarea estului ar fi putut să fie o opțiune, dar un atac direct la Kiev, da, mi se pare absolut kamikaze. Domnule Popa, ce urmează azi este că Rusia va începe în scurt timp exercițiile forțelor nucleare cu lansări de rachete balistice și de croazieră. Președintele rus Vladimir Putin va superviza exercițiul dintr-un centru de criză împreună cu președintele din Belarus, Alexander Lukashenko. O imagine cât 1000 de cuvinte, cei doi șefi de stat, umăr la umăr. Ce mesaj transmite această imagine? Mesajul este foarte limpede, este foarte explicit. Apelul la astfel de armament, fie și simbolic, prin manevre în gel, acesta arată că Rusia este pregătită să meargă până la capăt, sau cel puțin asta încearcă să sugereze. Are alături de ea un aliat dispus să meargă, să câștige, să învingă în acest război sau să pierdă împreună cu Rusia. Și lucrurile sunt foarte limpede din acest punct de vedere. Mesajul este clar. Avem de gând să mergem până la capăt. Nu organizezi manevre cu armament nuclear decât dacă vrei să transmiți mesajul că ești gata, în caz de nevoie, să apelezi și la astfel de armament pentru a se îndeplini obiectivele militare și, evident, apoi politice. Bun. Între timp, autoritățile din regiunile separatiste Lugansk și Donetsk au început procesul de evacuare a populației ruse pe fondul tensiunilor dintre Occident și Moscova, un eveniment despre care ne vorbea și domnul Popa mai devreme. Doar în Donetsk, autoritățile estimează că aproximativ 700.000 de civili se vor îndrepta spre granița rusă. De asemenea, o serie de explozii au avut loc la o conductă de gaze din Lugansk. Comentăm imediat să vedem detaliile. Thank you.
Evacuările au început în toiul nopții, iar primele autobuze au plecat deja către Rostov, oraș aflat la granița ruso-ucraineană. Familii cu copii au părăsit deja zona. Autoritățile se așteaptă ca sute de mii de oameni să părăsească regiunea Donețk. Aceeași situație este și în cazul autoproclamatei Republici Populare Lugansk. Și aici autoritățile se așteaptă la un număr uriaș de rezidenți ruși care vor pleca spre Federația Rusă. Prioritate au femeile, copiii și bătrânii. Până în prezent, aproape 25 de mii de oameni au părăsit regiunea. Din cauza fluxului mare de mașini care se îndreaptă spre granița rusă, s-au format cozi interminabile. Leonid Pasechnik și Denis Pușilin, liderii celor două republici separatiste, Lugansk și respectiv Donețk, au anunțat că întreaga operațiune de evacuare este intermediată de autoritățile ruse. Acestea au pregătit peste 2 milioane de teste rapide anti-COVID pentru verificarea refugiaților din Donbas, potrivit Ministerului Sănătății din Lugansk. Administrația orașului Donețk a mai precizat că sunt organizate 48 de puncte de evacuare, cu posibilitatea ca pe parcursul zilei să fie deschise mai multe. Pe lângă lipsa securității care a cuprins cele două regiuni, panica este alimentată și de două explozii care au avut loc la o conductă de gaze din Lugansk. Explozia puternică a fost urmată de un incendiu, pentru că la mai puțin de 40 de minute să se producă o nouă explozie. Ucraina însă susține că separatiștii încalcă înțelegerile de încetare a focului. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că a vorbit despre o încălcare în masă și sistematică a drepturilor omului în estul Ucrainei. La o conferință de presă la Kremlin, organizată împreună cu liderul Belarusului Alexandru Lukashenko, Putin le-a cerut autorităților de la Kiev să inițieze negocieri cu liderii separatiști. Все, что нужно сделать Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта. К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации на Донбассе. Da, domnule profesor Niculescu, președintele rus Vladimir Putin vorbește constant despre o încălcare în masă și sistematică a drepturilor omului. Ce semnal dau aceste evacuări? Sunt tot o chestie de imagine sau din ceea ce ne învață istoria după astfel de evacuări au urmat momente importante? În primul rând, să facem o precizare. Nu e vorba despre evacuarea populației ruse din regiunile respective separatiste, dar e vorba de faptul că aceste regiuni au o majoritate absolută de populație rusă. Aici e problema. Deci e vorba de... Nu că ei evacuează doar pe rușii de acolo. Într-adevăr, acei doar rușii sunt peste jumătate din populație, fără nicio discuție. Deci sunt regiuni rusofone în care majoritatea este rusă sau, atenție, sovietski celoviok, celovec, cum spune rusul, adică cetățeni sovietici ex toto orbe sovietico, aduși acolo în anii 50-60, în timpul... Am înțeles. Ce semnifică aceste evacuări? Sau de mai știu unde, în Turkmenistan. Așa. Pe de altă parte, trebuie spus că, vă dați seama, e o manipulare, indiscutabil, dar populația nu este dusă cu forță, să ne înțelegem și la această chestiune, ci voluntar. Le-au băgat în cap că asta e, că acolo e zonă periculoasă, să-i scape mai mult, le oferă și bani. 10.000 de ruble sunt oferite de fiecare cetățean, deci este și o încurajare chiar economică, aș putea spune, îi invită în tabere de refugiați, în fine, să plece, ei vor să creeze sentimentul unui atac. Deci o intervenție pe de o parte umanitară, vezi, Doamne, a Rusiei, pe de alta un atac din partea Ucrainei împotriva populației majoritar rusofone din cele așa zise republici populare. Repet, termenul ăsta e foarte bine, domnul Popa a subliniat similitudinea cu ce am trăit și noi cu Republica Populară Română și așa mai departe. Deci, acum, ca precedent istoric, ei se bazează probabil, atenție, pe situația din Kosovo. În urmă cu 99, deci acum 23 de ani, în 99, americanii de astă dată, occidentalii, au folosit acest argument al genocidului împotriva populației albaneze, că Kosovo este majoritar albanez fără niciun fel de discuție,
albanofon, să spunem, dar albanez. S-a zis, uite, e un masacru, pleacă. Și mi-aduc aminte, erau camere de luat vederi la granițe și nu prea se vedea un exod așa masiv. Trecea câte un tractor, mai ieșea câte unul cu o căruță. Mi-aduc aminte momentul ăsta din 99. Aici le-a reușit scenariul. Adică au reușit să scoată în masă populația aceea. Era și mai complicat în Kosovo. Occidentalii NATO spuneau, domne, are loc un masacru, dar nu se vedeau ieșind oamenii. Pe când aici el face scenariul e mult mai tare în cazul de față, iată oamenii care ies și într-adevăr ies și nu ies contra voi, nu sunt mânați ca tumele contra voinților, dar este o manipulare evidentă. Domnule Popa, între timp Rusia astăzi, ne reamintim, va testa întreg arsenalul nuclear, Vladimir Putin conduce manevrele în calitate de comandant suprem, Statele Unite își văd de discuțiile lor, de tentativele lor pe cale diplomatică, știind că pe 24 februarie e programată o întâlnire între secretarul de stat Antony Blinken și ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Și spune Joe Biden, începerea ostilităților înainte de această discuție ar însemna că Moscova a trântit în nas ușa diplomației și a ales războiul. Mai sunt speranțe pentru discuții pe cale diplomatică? Mi-e teamă că speranțele sunt direct proporționale cu exprimarea capacității aliaților de a se împotrivi noii politici rusești. Sigur că există tot timpul speranțe și dorință pentru diplomație, mai ales din partea celor care sunt nevoiți să facă față unei agresiuni. Însă mi-e teamă că lucrurile vor lua o turnură dramatică. Mă gândesc că pentru martie președintele Putin a anunțat că își va livra celebrul mesaj adresat națiunii, ceea ce înseamnă că până atunci se așteaptă la niște rezultate semnificative. Deci acolo ar veni cu o concluzie. Sigur că da. Deci vorbim despre jumătatea lunii martie și bănuiesc că se așteaptă să poată împacheta acest mesaj sau să poată împacheta concluziile în acest mesaj. Este semnificativ și faptul că exodul, așa zisul exod din cele două republici, este atent pregătit, de exemplu, înregistrările celor doi lideri din Donetsk și din Lugansk. De fapt, mesajele cu privire la exod au fost înregistrate în 16 februarie și difuzate ieri. Sigur, situația de securitate nu este stabilă acolo, însă în comparație cu ce s-a întâmplat în 2014 și 2015, este absolut o zi de duminică liniștită și însorită. Deci e clar că suntem în mijlocul unui plan. Eu cred că, evident, cu riscurile de rigoare, putem spune că agresiunea Rusiei deja a început. Ne aflăm deja în plină agresiune a Rusiei. Bun, cum ne privește pe noi această agresiune? Au fost discuții care ne-au privit și pe noi ieri, imediat după videoconferința organizată de Joe Biden cu lideri din cadrul NATO. Președintele Klaus Iohannis a transmis că în contextul crizei ruso-ucrainene, situația rămâne critică și trebuie să ne demonstrăm unitatea. Iată. Într-un mesaj scurt postat pe Twitter, Klaus Iohannis a transmis că situația rămâne critică. Importantă conferință de coordonare găzduită de președintele Biden în contextul în care situația în materie de securitate continuă să fie critică. Trebuie să demonstrăm unitatea noastră și să continuăm consolidarea modalităților NATO în sensul descurajării și apărării flancului de est, a afirmat Klaus Iohannis. Președintele Joe Biden a organizat vineri seară o videoconferință cu liderii României, Canadei, Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Uniunii Europene și NATO. Klaus Iohannis a participat la o nouă rundă de consultări în format restrâns cu lideri aliați și ai instituțiilor Uniunii Europene pe tema celor mai recente evoluții de securitate în contextul actual tensionat. În intervenția sa, șeful statului a subliniat oportunitatea continuării consultărilor în acest format și importanța crucială a menținerii coordonării strânse și a unității aliate și transatlantice în aceste momente critice pentru întreaga comunitate euroatlantică. Totodată, Iohannis a mai precizat că România este pregătită să gestioneze toate implicațiile actualei crize.
Da, încep cu domnul profesor Niculescu pentru a continua o idee pe care a lansat-o ieri într-o intervenție în jurnal specialistul în istoria Rusiei Cosmin Popa, care a spus așa: să nu credem, ar fi o naivitate să credem că Putin se va opri la Ucraina și că următoarele ținte ar putea fi România și Polonia. Domnule profesor, sigur, suntem sub umbrela NATO, dar la cât de departe au ajuns lucrurile? Ar putea fi asta o ipoteză pe care pe viitor să o excludem în totalitate? Nu știu. Putin spune foarte multe. Să nu uităm că face niște jocuri de gleznă foarte mari. Adică și ce se întâmplă acum poate să fie încă definit drept un joc de gleznă sau o haca de aia, cum fac aia din Noua Zeelandă, să sperie pe adversari. Ținta lor au declarat-o, ar vrea să aducă NATO înapoi la granițele din 1997, 1 ianuarie, ceea ce înseamnă fără nicio țară fostă comunistă și evident fără Lituania, Estonia, care sunt foste țări sovietice chiar, în NATO. Deci să fie tot ce a fost după 97, ăsta ar fi idealul, să pună la zero ceasurile pe momentul 1997. Este o declarație irresponsabilă, iarăși, cum vă spuneam și la început cu problemele dinainte. El pune ștacheta așa, fiindcă este total de neacceptat. Și de altfel ieri chiar președintele Biden a făcut o declarație semnificativă, a spus niciun centimetru din spațiul NATO, niciun centimetru nu va fi lăsat fără apărare, ceea ce este evident că nu se pune problema. Adică într-adevăr Putin a făcut deliberat, a pus niște condiții inacceptabile ca să ajungă la conflict. Am înțeles. Este strict inacceptabil și domnule nu se va accepta niciodată așa ceva. Deci era o pretextă pentru conflict. Domnule Popa, scenariul vehiculat ieri în discuția pe care am avut-o împreună la jurnal a fost următorul: ar fi o naivitate să credem că Putin se va opri la Ucraina, vor urma și fostele țări comuniste, România și Polonia. Pe de altă parte, am văzut și răspunsul președintelui american Joe Biden: niciun centimetru din țările NATO. Cum arată aceste ipoteze față în față? Arată, sunt într-o continuitate logică. Din moment ce avem această declarație fermă, clară, și anume că fiecare centimetru din teritoriul NATO va fi apărat, înseamnă că se pune problema apărării acestor centimetri de teritoriul NATO. Deci problema este în discuție. Scenariile în baza cărora acționează Rusia în Ucraina sunt multiple, însă ocupația militară a Ucrainei, în forma clasică, este cel mai prost dintre ele. Cel mai bun pentru Rusia ar fi generarea unui adevărat război civil în Ucraina. Pentru că nu putem să fim naivi și să ne închipuim că ucrainenii gândesc tot la fel despre aceste planuri ale Rusiei. Așa că Rusia nu urmărește decât să creeze niște turbulențe iremediabile în Ucraina. Ucraina pe care nu ar accepta-o niciodată ca o țară neutră, ci ca pe una aflată sub sfera de influență a Rusiei. Nu se poate. Deci neutralitatea nu este o discuție serioasă în relația cu Rusia. Deci uitați-vă și dumneavoastră. Toți aliații apropiați ai Rusiei sunt de fapt state eșuate sau state dictatoriale. Da. Dacă ne uităm la Belarus, la Turkmenistan, la Kazakhstan, toate sunt state dictatoriale sau eșuate. Rusia nu înțelege alianța decât în termenii de vasalitate. Da. Ultima întrebare, domnule Popa. Neutralitatea exclusă. O ultimă întrebare. Din experiența dumneavoastră, ce orizont de timp ați da atacului iminent în Ucraina? Este foarte greu de făcut pronosticuri, însă sunt convins că luna în care ne aflăm va aduce modificări radicale a situației. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult, Adrian Niculescu, istoric, și Cosmin Popa, specialist în istoria Rusiei. Mulțumesc foarte mult pentru discuție. Ne descrețim puțin frunțile amintindu-ne de un episod amuzant, dar care are un
substrat serios, începem să pierdem din confort. Continuă fenomenul caselor minuscule. Dacă garsoniera de 11 metri pătrați din Cluj a stârnit valuri de indignare și hohote de râs pe internet în România, aflați că la Londra un apartament de 7 metri pătrați cu patul deasupra cuptorului cu microunde a fost scos la licitație pentru 50.000 de lire sterline. Imaginați-vă că vă petreceți viața în doar 7 metri pătrați. Ar fi loc pentru cel mult un pat, o toaletă și duș, o chiuvetă, un cuptor cu microunde și un spațiu pentru depozitare. Dar nu există loc pentru o bucătărie, decorațiuni, un loc pentru depozitarea echipamentelor legate de hobby-uri sau pentru a primi pe cineva în vizită. Cotidianul britanic The Guardian ne arată imaginile, iar analiștii englezi vorbesc despre un fenomen în creștere al caselor mici, determinat de avansul prețurilor, chiriilor și proprietăților. Profesorul de economie Cristian Păun este în direct cu noi să vorbim despre bani la această oră. Domnule profesor, bună dimineața! Bună dimineața! Se constată o tendință, pornind de la acest subiect, care a fost unul de impact pe rețelele de socializare, se constată o tendință în care oamenii scot la vânzare casele pentru a-și cumpăra apartamente. Contribuie la această tendință și prețul utilităților, uneori de 4 ori mai mare. Ce ne rezervă viitorul? În primul și în primul rând trebuie spus așa, marea problemă a acestor prețuri pleacă, cred eu, de la o politică teritorială și de dezvoltare păguboasă. Avem această tendință de a aglomera metropolele și de a crea PIB într-o zonă foarte, foarte restrânsă. De exemplu, PIB-ul României se formează în proporție de 60% în București. Noi avem în zona București-Ilfov PIB cât are Bulgaria în momentul de față, o țară întreagă. Vă dați seama că omul se gândește la prosperitatea lui și atunci aglomerează aceste zone. Și aglomerând, evident că cererea pentru apartamente este mare, înghesuiala este tot mai mare, prețurile tot mai mari și în consecință apar aceste, să spunem, alternative prin care ți se poate crea un apartament pe care ți-l permiți, dar renunțând la suprafață și garaj și așa mai departe. Cred că ar trebui în primul rând să schimbăm paradigma aceasta de dezvoltare și la nivelul guvernelor, dacă vrem să reducem din această presiune imobiliară, ar trebui să facem două lucruri. Să încurajăm dezvoltarea în teritoriu cât mai uniform. 2. Să facem investiții masive în infrastructura de interconectare a zonelor limitrofe metropolelor mari. Și astfel încât cu metrou foarte ușor, cu tramvai foarte ușor, cu un tren foarte ușor, să poți ajunge de la distanțe destul de mari în aceste zone unde se formează producția PIB și așa mai departe. Gândiți-vă, de exemplu, că cu un TGV acum, între Paris și Bruxelles, faci mai puțin de o oră cât nu stai în trafic din Comuna Roșu în centrul Bucureștiului unde lucrezi. E adevărat. Da. Domnule profesor, pe de altă parte e o discrepanță. Oamenii după pandemie și-au dat seama, sau în timpul pandemiei, și-au dat seama că mai au nevoie de o cameră în casă, poate de un birou de unde să poată lucra online, de o grădină în care să poată petrece timp în aer liber, în contextul în care vorbim despre un lockdown. Pe de altă parte, au crescut atât de mult utilitățile, încât prețul pentru electricitate, pentru gaze, a devenit o povară. Pentru cei care ne urmăresc, cum ar trebui să privească această problemă în contextul în care am văzut evoluția ROBOR în această săptămână, cea mai ridicată valoare din ultimii 8 ani și ratele cresc? Sigur, ați punctat două lucruri care trebuie să le spunem și pe acestea. Dacă ți iei un credit ipotecar astăzi, pe 30 de ani, tinerii trebuie să știe că, din păcate, crizele economice se succed astăzi mai des și sunt mult mai profunde decât erau acum 100 de ani, având în spate alte cauze decât cauzele pe care le aveau acum 100 de ani. Acum 100 de ani pornea o criză din motive diferite de motivele pentru care pornește astăzi o criză. Și atunci tu, ca tânăr, când iei un astfel de credit, ai o problemă. Te poți confrunta de-a lungul vieții acelui credit, duratei acelui credit, cu 3-4 recesiuni, care ce înseamnă? Pierdere loc de muncă, scădere de venituri, un risc enorm. Este un motiv pentru care oamenii au această reticență. Aveți dreptate.
Există partea de utilități, care și ea se scumpește. De ce? Pentru că ne dorim utilități mai verzi. Da. Utilități care nu rănesc planeta. Da, asta înseamnă costul vieții mai mare. Și atunci unde renunțăm? La confort. Renunțăm la suprafață. Și aș mai putea, dacă am timp, un minut. Consecința acestor spații tot mai mici înseamnă, de fapt, și o problemă pe parte de familie. Da. Nu ne mai întemeiem familii numeroase. Unde să crești copii 7 metri pătrați? Așa e. Vă mulțumim foarte mult, profesorul Cristian Păun a fost. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și vă aștept din nou la Top B1 la ora 13. Urmează știrile prânzului cu Luiza Cergan la fix.